Jandarmii montani din Rânca au fost apelați de proprietarul unei pensiuni din zona montană care a sesizat faptul că un turist polonez care se deplasa cu o motocicletă pe DN67, ce Transalpina, a căzut și este rănit. Echipajul de jandarm montani s-a deplasat imediat la fața locului, unde l-a găsit pe cetățeanul polonez cu o motocicletă care prezenta mai multe avarii. La fața locului s-a deplasat și un echipaj salvamont, însă persoana nu a solicitat îngrijiri medicale și un echipaj de la poliția Novaci care a constatat situația în vederea eliberării unui document pentru reparația motocicletei.